alți evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copiii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șeretenia lor în mijlocele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El, tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu, Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii de șantăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, de pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și se vârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Amin. Slăviți să fie Domnul. Timpul care a mai rămas doresc să împărțesc cu fratele Daniel, zic ca Domnul să ne binecuvinteze. Mă gândeam la ceea ce vorbea Domnul și de dimineață și după masa zilei de astăzi. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dar cum l-am învățat? Dumnezeu vrea ca să fim oameni mari. Dumnezeu vrea să fim oameni crescuți cum spiritual. Așa cum un copil mic are nevoie să fie hrănit, să fie îngrijit, să fie schimbat. Știu eu să fie și să-i se dea de mâncare, să crească și să aibă o creștere sănătoasă. Așa noi avem nevoie să fim niște oameni cu o creștere spirituală sănătoasă. Domnul să ne binecuvinteze. Și am ales trei lucruri din textul care l-am citit în seara zilei de astăzi, din Efeseni, capitolul 4, începând cu versetul 11. Și în primul rând, Dumnezeu ne cheamă să fim oameni statornici. Dacă ești un om statornic, nu cazi în grob. Și dacă te împiedici, ai șansa să te ridici. Dacă ești un om statornic, știi să depășești orice barieră, slăvit să fie numele Domnului. De aceea spunea Biblia, în versetul 14, ca să nu mai fim copii plutind încolo și încoace. Un om care nu este statornic este ca un copil. Nu știe unde merge, nu știe ce dorește, nu știe ce vrea. Dar Dumnezeu în seara aceasta ne-a spune să fim oameni statornici. Și în primul rând, a fi un om statornic înseamnă să iei aminte și să fie atent la ceea ce auzi. Doamne ajută-ne! Și vreau să citesc cuvântul Domnului din Matei. Am notat un verset la fiecare, Matei, capitolul 11, versetul 4, vreau să dau citire, spune cuvântul Domnului și cunoașteți bine textul acesta. Drept Iisus, răspuns Iisus le-a zis, duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzi aud, morții vie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ca să fii un om statornic, depinde în primul rând la ce auzi. Ce dorești să auzi? Doamne, ajută-ne să auzim numai de vindecări. Să auzim de semnele și de minunile tale. Domnul să ne binecuvintează la aceasta. Doi, depinde ceea ce dorim să vedem. Domnul să ne ajute să fim atenți la ceea ce dorim să vedem. Și în Habacuc, capitolul 1, versetul 13, vreau să citesc, spune cuvântul Domnului în cartea lui Habacuc. Și vreau să dau citire, spune cuvântul Domnului așa de minunat. Capitolul 1, versetul 13, spune cuvântul Domnului. Ochii tăi sunt așa de curați, că nu pot să vadă orice, nu pot să vadă răul. Cum sunt ochii noștri? Suntem oameni statornici? Sunt ochii noștri curați? Spune, ochii tăi sunt așa de curați, că nu pot să vadă răul și nu pot să privești nelegiuirea.
Cum ai putea primi tu pe cei mișei și să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? Doamne, ajută-ne să avem o curaz și să nu ne fie frică să spunem adevărul. De ce? Suntem oameni statornici. Suntem oameni care au spus, Doamne, vrem să te slujim până la moarte. Și femeia aceasta samariteancă, când a auzit lucrul acesta, a fugit repede în cetate și a zis, haideți să-L vedeți pe Hristosul. Domnul să ne binecuvintează și pe noi. Și în al treilea rând, a fi om statornic înseamnă să fii atent pe cine urmezi. Să fii atent pe cine urmezi. Și în 1 Ioan, capitolul 4, vreau să dau citire, cunoașteți foarte bine textul acesta, începând de la versetul 1, spune așa, prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați. Doamne, ajută-ne! Amin. Să nu dăm crezare la orice fel de învățătură. Spunea fratele Cornel că religia este o piedică. Da, este o piedică, dar nu putem merge după orice fel de învățătură, nu putem merge după orice fel de religie, nu putem să spunem, eu nu-mi schimb credința, dar vreau să ajung în Rai. N-ai cum să ajungi în Rai dacă nu mergi după Domnul Iisus Hristos. Amin. Indiferent la ce firmă lucrezi, că este pentecostală, baptistă, ortodox, sau știu eu cum se numește firma la care vrei să te angajezi. Dacă nu slujești pe Iisus, n-ai cum să ajungi acolo sus. Domnul să ne binecuvinteze, ci să cercetați durile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lumea lui și mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice Duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Și îmi vine în minte când au zis Iisus femeii samariteance, zice, tu ai spus adevărul, cinci bărbați ai avut până acum. O, tu ești un proroc, le știi pe toate. Dar uneori, de ce proroci nu știu cum trebuie să-L slujească pe Dumnezeu? Ce au dat? Haideți să ne întrebăm. Care este lucrarea? Sau cum este lucrarea aceasta? Atenție! Vrei să fii un om statornic? Depinde pe cine urmezi. Spuneam și doream să spun la cineva despre o lucrare care a avut-o și n-am putut, am văzut că nu primește. Dar știind că ea are dar de proroci, am spus, roagă-te Domnului, Domnul poate să-ți facă de cunoscut. Dar întrebarea mea este și mi-a venit în minte, auzând cuvântul lui Dumnezeu, o zis femeia, tu ești un proroc, le știi pe toate. De ce nu le știi, fraților? Înseamnă că nu suntem statornici. Nu stăm la turnul de vede. Domnul să ne binecuvintează în seara aceasta. În al doilea rând, Dumnezeu ne cheamă să fim oameni în stare să deosebim, să discernem binele de rău. O spune Biblia, îți spune înaintea ta binele și rău, viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Și vine Petru Cântării și spune, ți alege inimă, ți alege. Cui vrei să-i slujești? Nu poți să fii mâine că-i luni rău, astăzi că este duminică să fii bun, vii la casa lui Dumnezeu, nu. Ți alege cum vrei să slujești. Și vine cuvântul Domnului, versetul 2, cuvântul Domnului în versetul 15 și spune, ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, adică Hristos. Dumnezeu vrea să fim oameni care să putem deosebi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Pune noi și peste noi un duh de pricepere, de cunoștință, un duh de deosebire, slăvit să fie numele Domnului. Și în primul rând, a fi un om care poți să deosebești binele de rău, înseamnă să fii un om zidit, un om ziditor. Versetul 12 spunea, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Vine cuvântul Domnului în 1 Corinteni 14, 26 și spune ce este de făcut când vă adunați la oaltă. Unul are o cântare, altul știe o poezie, o descoperire, un sfat, o bărbătare, o mângâiere. Toate să se facă spre slava și spre zidirea lui Dumnezeu și zidirea noastră spirituală și sufletească. Ce înseamnă să poți deosebi? Înseamnă să fii un om ziditor, un om zidit. Domnul să ne binecuvinteze. În al doilea rând, să fii un om credincios adevărului.
Să iubești adevărul. Spunea fratele Cornel că Biblia spune că ce adevărul te face cum? Slobă. Ce bine este să spui adevărul. Uneori oamenilor nu le place. Uneori, dacă le spui adevărul, crede că ești dușmanul lor. Și în loc să devii simpatic, devii antipatic. Că le spui adevărul. Dar noi vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Amin. Chiar dacă nu ne iubesc oamenii, pe mine mă... Cea dorința cea mai mare este să mă iubească Dumnezeu. Nu vreți să nu să fiți iubiți de Dumnezeu. Spunea poetul cântării, poți să ai laur, glorii, bogății. Ce folos că ai de toate? Dacă nu-L ai pe Iisus, ești pierdut pentru vecii. Slăvit să fie numele Domnului, versetul 25 spune, de aceea lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună propriul său adevărul, că suntem mădulare unii altora. Și te întreabă, fratele, unde mergi? Mă duc în sus. Dar de fapt mergi în jos. Unde mergi? Mă duc până acolo. Numai ca să nu-i spui adevărul. Unde mergi? Nu vi s-o întâmpla? Se întâmplă și facem lucrul acesta. E o întrebare ușoară. Unde mergi? Dar tu nu-i spui exact unde mergi. Mă duc. Mă duc. Mă duc că cred că sunt cu Domnul, dar poate Domnul nu este cu tine. Domnul să ne binecuvintează să fim oameni care să trăim adevărul, să iubim adevărul. Ca să fim oameni, să putem deosebi binele de rău. Dar dacă tu ești un mincinos, poți să deosebești? Dacă tu furi, poți să deosebești pe cel ce fură? Nu poți. Dacă tu bei câte un pahar, poți să-l deosebești? Eu dacă nu fumez, când vine un miros de țigară și știm. Bă, da, cineva miroase, cineva fumează pe lângă mine, că miroase țigară, nu? Așa este cu omul care poate să deosebească binele de rău, lucrarea celui rău și lucrarea lui Dumnezeu, slăbit să fie numele Domnului. Și în al treilea rând, Dumnezeu ne vrea să fim niște oameni eliberați. Auziți versetul 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. În deșertăciunea gândurilor lor. Doamne, ajută-ne la aceasta. Vrem să fim eliberați. Și dacă nu suntem eliberați pe deplin, Domnul să ne atingă prin Duhul Sfânt. Domnul să treacă de la inimă la inimă în seara aceasta și El să ne elibereze. Să nu mai trăim cum trăiesc păgânii. Cum trăiesc păgânii? Să mâncăm, să bem, să ne distrăm. O viață avem și trece, nu așa spun oamenii. Și am auzit și în seara aceasta că voi nu știți să vă trăiți viața. Ce știi tu ce este viața? Știți ce este viața? Viața nu înseamnă să trăiești. Viața nu înseamnă nici să bei, nici să mănânci. Viața înseamnă să știi pentru ce trăiești. Oare noi știm pentru ce trăim? Doamne, ajută-ne să trăim pentru Tine. Pentru că fie că mâncăm, fie că nu mâncăm, dar dacă trăim pentru Domnul, va veni ziua fericirii. Când va zice, vin o slugă bună și credincioasă. Domnul să ne binecuvintează. Intră în locul pe care l-am pregătit pentru cei ce mă slujesc pe mine. Domnul să ne ajute să-L slujim pe Dumnezeu. Dumnezeu, la al treilea rând, ne cheamă la creștere și zidire reciprocă. Aceasta este Biserica lui Dumnezeu. La creștere și la zidire reciprocă. De multe ori am spus că unii, sau multe biserici, sau mega biserici, se întâmplă alt fenomen. Unii sunt actorii și alții sunt telespectatorii. Nu, Dumnezeu vrea să fim oameni care să ne creștem și să ne zidim reciproc unii pe alții. Dumnezeu în fiecare om investit. Dumnezeu nu a făcut numai pe câțiva actori, nu? Păstori, deacon, slujitori care predică, cântă, restul vin, își plătesc cotizația, știu eu, mai bun la colectă. Au fost fai. Nu este așa, fraților. Dumnezeu vrea fiecare să lucreze pentru Domnul, slăbit să fie numele Domnului. Unul se roagă, unul cântă, unul are un demn, unul are o predică, unul are vedenie, are o descoperire. Toate să se facă spre zidirea sufletească. Glorie Domnului și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Capitolul 5 cu versetul 27 din Efeseni spune ca să înfățișeze înaintea Lui această biserică slăbită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană.
Domnul să ne binecuvinteze. Ce minunat este să fii un om matur spiritual. Să nu fii un copil. La răutate trebuie să fim ca copii. Dar Dumnezeu ne vrea oameni mari, crescuți. Oameni statornici. Și ca să fim statornici, așa cum am spus, trebuie să fim atenți la ce auzim, ce dorim să vedem și cu cine dorim să ne unim sau cu cine dorim să mergem. Domnul să ne binecuvintează. Și în al doilea rând, Domnul ne vrea să putem deosebi binele de rău. Doamne ajută-ne! Să deosebim adevărul, să deosebim lucrarea lui Dumnezeu, să deosebim atunci când vrem oamenii să ne treacă pe sfoară. Nu este minunat când Domnul se face de cunoscut. Vine Domnul noaptea și vine Îngerul Domnului, sau știu eu, vine Domnul în vis, în vedere îți descopere. Și a doua zi tu ești senin, vesel. Și când vine piernica sau bariera, spui, stop, Domnul mi-a vorbit, ești un vitrean, ești un mișel. De ce? Dumnezeu nu trece pe lângă prietenul lui să nu-i spună ce are să se întâmple. Domnul să ne binecuvintează. Rămân la acest îndemn. Haideți, fraților, din seara aceasta să fim oameni mari. Amin. Pentru că dacă suntem oameni mari, nu ne vom împiedica în groc. Și vom putea trece și peste barieră. Chiar dacă vrăjmașul le întinde, pentru că Dumnezeu nostru este mare. Și Domnul nostru de scăpare este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Amin. Amin.